Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața! O să vorbim astăzi despre investigație pe care Holmes.ro publică, e chiar în deschiderea site-ului în momentul ăsta și care cred că interesează pe orice om care ia un medicament în țara asta sau care urmează să ia un medicament. Apropo, se pensionează încet, încet sau se îndreaptă spre pensie de creție, cea mai numeroasă generație din istoria României și calculele firmelor de medicamente, de asta se mulțe, să știți, și marile companii și rețelele de clinici și farmaciile, pentru că știu că vor avea în următorii 20 de ani consumatori asigurați în această generație, din care fac parte și eu. Investigația a pornit de la faptul că Alexandru Rafila, cel care este din 21 noiembrie 2021 ministru al sănătății, a rămas și președintele Societății Române de Microbiologie. Societatea aceasta este societate profesională, non-profit, care organizează și conferințe. Pe 15-16 martie în acest an, deci acum două săptămâni, a organizat o asemenea conferință unde colega mea de la Hot News, Alina Neagu, a văzut că sunt 6 sponsori din industria farma, 6 mari companii, în general companii puternice internaționale. A fost curioasă să vadă care este relația dintre aceste companii și o societate, câți bani au dat, cum s-a derulat raportul și o societate care este condusă de ministrul sănătății. Relația de sponsorizare între marile firme de medicamente sau micile firme, medii de medicamente, nu contează cât de mari sunt, și medici și sistemul medical în ansamblu lui este una legală. Este una legală. Da, și dar aș completa, dacă se poate, da. Fără să, adică nu comentez ancheta, doar vreau să precizez că aceste sponsorizări sunt comune în lumea medicală. Exact. Companiile farma sponsorizează congrese, conferințe, participările unor medici la conferințe. Medicii exact. Trebuie să urmeze constant astfel de cursuri ca să acumuleze cumva puncte, ca să progreseze în carieră. Ori ca să te duci la congrese medicale în străinătate poate fi destul de scump. Companiile farma sponsorizează foarte mult aceste acțiuni, mai ales că au și foarte mulți bani. Așa este și printre argumentele pro la adresa sponsorizărilor sunt acelea care țin exact de ce spuneai tu, Vlad, și anume de incapacitatea sistemului public în general de a asigura organizarea de conferințe sau de a trimite, de a suporta mersul medicilor, deplasarea medicilor acolo. Și argumentul este, dacă nu lăsăm firmele interesate în zona asta să financeze, atunci o să avem mare probleme cu procesul de învățare a sistemului medical. Pe de altă parte, sunt și puternice argumente contra și ca, până la urmă, treaba noastră ca jurnaliști este să construim platforma ta de conversație civilizată într-o țară, să o punem la dispoziția oamenilor, dacă nu o construim noi, o punem la dispoziția oamenilor. Și sunt foarte multe studii care arată cu decenii în urmă o chestie simplă. Primirea de sponsorizări din partea companiilor farmaceutice îi determină pe medii să modifice practicile de prescriere în favoarea companiei care oferă sponsorizare. Pentru că această sponsorizare este în esență un cadou. Și un profesor, la un moment dat, din Atlanta, spunea foarte clar că, de fapt, companiile de medicamente cheltuiesc o cantitate considerabilă de timp și de bani, de energie, pentru a oferi cadouri medicilor, dintr-un motiv foarte clar, pentru că funcționează. Pentru că pentru medicul care primește cadou, problema este nevoia asta umană, până la urmă, de a da înapoi, da? Singura marfă, singurul produs pe care îl poți să-l dea înapoi, în mod practic, este acțiunea care favorizează exact interesele părții care ai oferit cadou inițial. Cam asta e raportul delicat, controversat, discutabil, dar legal, într-adevăr, între un medic, acum vorbim despre un medic, sau un spital uneori, să zicem, sau o secție dintr-un spital, și industria farma. Când se ajunge, însă, la nivelul sănătății publice și demnitarilor, lucrurile pot însemna altceva, adică pot să fie diferite. Pentru că mai e ceva foarte important. Aceste sume se declară. Se declară, da? Adică ele sunt transparente. Se declară și de către medici, și de către societăți, în cazul ăsta, societățile medicale, dar și de către firme. Da. Problema este că societatea medicală patronată, condusă, da, de Alexandru Rafila, foarte mulți ani nu a declarat aceste sume. Și la Hot News, colega mea a luat sumele din declarațiile pe care sunt obligate să le facă companiile.
Nu voi lungi subiectul. Discuția este interesantă pentru că, deși ei figurează ca sponsori, la întrebarea dacă sunt sponsori și cât bani au dat, răspunsul a fost nu sunt sponsori. Și de aici începe o discuție foarte interesantă, care n-a fost încă lămurită integral, pentru că răspunsul ministrului a fost foarte ferm. Nu există sponsorizări, deși încă o dată sunt legale. Dar dacă sunt legale, de ce nu le lăsați să existe și să le și vedem între firmele de medicamente și societatea pe care ministrul o conduce și în care, tot așa, pentru onestitate vreau să spun că a fost întrebat și răspuns, nu ia bani de acolo. Deci nu înseamnă că obține el un avantaj imediat de pe urma faptului că se aduce niște bani din industria farma într-o societate pe care o conduce, dar o conduce pro bono, nu ia bani de acolo, da? Pe de altă parte, și cu asta am închis, de ce este important subiectul? Una, pentru că relația este controversată peste tot în lume, așa cum ai spus, Vlad, există, se practică, dar cetățenii se întreabă în ce măsură există influență și doi, pentru că un ministru, în România cel puțin, da, are în subordine compania, de fapt compania, este vorba de o instituție publică, da? Care reglementează producerea, importul, restricțiile în privința medicamentelor, are compania care oficiul care verifică, departamentul care verifică dacă acele medicamente sunt bune sau nu, și forța lui este enormă în raport cu aceste companii farma, care fac o bună parte din banii lor din relația cu sistemul public de sănătate. Și de asta trebuie să vedem exact care e relația, mai ales încă o dată. Publicul a hotărât că este legală, dar trebuie să fie transparentă. Mulțumesc foarte mult, Cătălin, foarte interesant subiect. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.